cei 7 ani de experiență, care a fost luna cea mai bună din punct de vedere financiar? Cea mai bună lună a fost acum, în 2024, în ianuarie. Am început anul foarte bine. Și pe urmă cum a mai mers? Mi-au scăzut puțin încasările, dar mai jos de 12K, 14K, nu. Deci tu câștigi 12-14 mii de dolari în fiecare lună? Da. Și eu aspir să ajung mai sus, mai sus. Asta este scăzutul. Da. Care a fost apogeul? Zine niște sume. Apogeul? Trecut peste 30-40? Da, aproape 40, 39 de mii de dolari în luna ianuarie. Ești singurică? Parcă mi-aș dori o iubită ca tine. În acest moment, da, sunt singură deoarece nu am timp de un iubit și eu vreau un bărbat, nu o problemă. Am înțeles. O să reușesc să nu fie o problemă.